Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Legat de scandalul de acum din DNA, trebuie să începem cu definirea contextului. Că aici e marea problemă, în opinia mea. Foarte mulți pleacă de la idei false cu privire la ceea ce se întâmplă. Așadar, 1. Acest scandal nu este despre nevinovăția unor inculpați. Nici pe departe. Și 2. În acest scandal ne întrebăm dacă practici specifice unor procurori vom vedea dacă legale sau ilegale sunt ceva obișnuit în DNA. Procurorii au respectat legea în administrarea acestor probe. Procurorii n-au cedat pentru că știu că au respectat legea în ceea ce au făcut. Procurorii n-au cedat pentru că știu că nu au falsificat probe, pentru că procurorii știu că au acționat legal. Bun, acum că ne-am lămurit cu definirea contextului, să vedem despre ce discutăm. Să luăm denunțurile. Câte dosare DNA nu s-au făcut pe astfel de denunțuri ale unor oameni care au probleme cu legea? Cred că mai ușor răspundem la întrebarea câte dosare nu s-au făcut plecând de la denunțurile unor oameni care au probleme cu legea. E mai simplu. Trebuie să admitem că trăim în epoca asta a denunțurilor. Ok, am dat drumul la robinet, haideți să-i ascultăm pe toți. Evident, un denunț trebuie verificat. Un denunț prin el însuși nu este o probă, nu este un argument suficient. De foarte multe ori, din propria inițiativă, acest inculpat s-a prezentat la Serviciul Teritorial Ploiești și din proprie inițiativă a formulat denunțuri cu privire la fapte de corupție. Orice denunț, așa mă gândesc eu, trebuie verificat. Adică nu poți să-l verifici doar când e despre unii, când îți dă ție posibilitatea să-i faci cuiva un dosar, iar când denunțul e despre procurorii ai DNA să zici: ia termină, mă, inculpatule, bă, tași naibii din gură că ești un inculpat turnător, vai mama ta de om. Repet, aici nu discutăm dacă unii sunt vinovați sau nu. Ei sunt cetățeni, iar pe ușa României scrie democrație. Încă. Legea nu prevede nici o posibilitate a procurorului șef de a suspenda procurorii din funcție. Suspendarea unui procuror din funcție se face în cazuri strict prevăzute de lege și este competența Consiliului Superior al Magistraturii, secția de procurori sau de judecători. Eu nu pot să sancționez procurorii și nu pot să-i suspend din funcție și nu pot să-i pedepsesc. Doamna Chioveși, mă scuzați, așa la ochi, ce ne ziceți pare o minciună. N-aveți ce să le faceți procurorilor, dar de fiecare dată când s-a întâmplat ceva la DNA ați luat măsuri împotriva procurorilor? Mă rog, ne spuneți și ceva foarte interesant. De fiecare dată când a fost un procuror din DNA care a încălcat legea, care a făcut o eroare în activitate, care a obținut achitare, în care a constatat instanța că a greșit când a făcut în dosar un anumit act, de fiecare dată am luat măsuri. Mm-hmm. Ați luat măsuri împotriva procurorilor care au primit achitări în instanță pe dosare instrumentate de ei? De ce? Ați stabilit că dosarele au fost prost instrumentate? Și despre ce sancțiuni e vorba? Mă rog, nu putem pune chiar atât de multe întrebări. Cum era? Una de persoană, nu? Vă rog câte o întrebare fiecare, ca să aibă timp toți. Doamnă, nu știu cum v-ați simțit dumneavoastră aseară, dar eu, văzându-vă, cred că ar trebui să comunicați mai des cu presa. Știu, există presă nasoală care nu vă place, dar să știți că și presa aia care nu vă place are în spate cetățeni, nu doar moguli care vă vor răul. Vorbiți cu oamenii, doamnă, lămuriți lucrurile, opriți din fașă speculațiile, comunicați, doamna Chioveși, comunicați și răspundeți concret criticilor, că uite unde se ajunge dacă ignorați pe oameni. Și totuși, legat de acest scandal, mi se pare că miza e în altă parte. Mai exact, în atitudinea dumneavoastră față de acest scandal. Acest atac nu este despre Chioveși. Acest atac este despre procurorii care și-au făcut treaba în ultimii ani. Pentru ce suntem atacați? Pentru că ne-am făcut treaba? Pentru că am dovedit fapte de corupție? Doamna Chioveși, cu toată dragostea, este jignitor ceea ce spuneți. Cum naiba e un atac împotriva unor procurori care și-au făcut treaba?
ce treabă? CSM a luat niște decizii, a dat afară din magistratură un procuror, urmează să facă alte anchete. Păi acu ce faceți? Puneți CSM-ul pe același nivel cu denunțătorii cărora nu le răspundeți pentru că sunt inculpați? Cred că totul este înțeles greșit de mulți, pe ideea că ce băi, Cosma e nevinovat, mă, Ghiță e nevinovat, Mazăre e nevinovat, Bica e nevinovată, asta ne spui tu? Nu! Nu, nu despre asta e vorba, fraților. Nici ei, acești cetățeni acuzați, nu cred că spun despre ei că nu sunt vinovați. Aici e vorba despre căile prin care procurorii Ministerului Public ai statului demonstrează în fața unei instanțe că niște cetățeni sunt vinovați. Dacă induc sau nu instanța în eroare cu bună știință. Un procuror trebuie să afle adevărul. Păi vi se pare că asta s-a întâmplat în aceste cazuri care fac acum atâta vâlvă? Tot timpul, împreună cu colegii, am respectat legea în ceea ce am făcut. Nu se falsifică în promendenea. Mai spun o dată, cu riscul de a comenta unii și alții, ca în cazul lui Tolo, pus la zid pentru că a adresat întrebări într-o conferință de presă. Doamne, vă dați seama ce a ajuns țara asta? Nu mai ai voie nici să întreb ceva. Așadar, ca să fie clar, discuția este despre reguli, despre norme, despre statul de drept, despre instituții care trebuie să funcționeze. N-are legătură nici cu Chioveși și nici cu anumiți inculpați. Corupție, abuzuri, astea vor fi mereu. Contează modul în care instituțiile statului reacționează și în funcție de asta, încrederea societății în aceste instituții.